păcate, incidența cuplurilor infertile este într-o continuă creștere la noi în țară. Unul din șase cupluri este afectat de această boală. În ultimii ani însă, medicina a cunoscut progrese semnificative. Vă invit să aflăm toate informațiile despre diagnosticul de sterilitate sau infertilitate secundară. Diagnosticul de infertilitate într-un cuplu se pune abia după un an de zile de contact sexual neprotejat cu eșecul obținerii unei sarcini. Diferența între infertilitatea primară și secundară constă în antecedentele pacientei. De exemplu, dacă pacienta a mai avut sarcini în antecedente, este vorba de o cauză de infertilitate secundară. Dacă aceasta nu a mai avut sarcini până în momentul diagnosticului, se pune diagnosticul de infertilitate primară. Sterilitatea secundară la femei are multiple cauze. Sunt disfuncții ovulatorii, în aproximativ 25% din cazurile de infertilitate secundară. Sunt cazuri de endometrioză, ar fi cam vorba de 15% din cazurile de infertilitate. Mai sunt și este sindromul aderențial pelvin, mai există obstrucția tubară, mai sunt anomaliile imunologice și endocrinologice, să nu uităm. Tratamentul infertilității este complex, diferă în funcție de cauza infertilității. Acesta poate fi un tratament hormonal, medicamentos, sau poate fi vorba chiar de o intervenție chirurgicală, cum ar fi laparoscopia sau chiar histeroscopia. Când vorbim de infertilitate secundară la bărbați, sunt patru cauze majore, și anume hipogonadismul secundar, în procent de 1-2%, boli testiculare, incluzând tumori sau chiar infecții, defecte în transportul spermei și idiopatic, cauzele nu pot fi identificate în aproape jumătate din cazurile de infertilitate la bărbat. Metodele de investigare a cauzelor infertilității sunt multiple. În primul rând, există analizele de laborator, profilul hormonal, rezerva ovariană a pacientei. Există și metode imagistice. Bineînțeles, ecografia ocupă cel mai important loc. Histeroscopia, histerosalpingografia, laparoscopia exploratorie. Însă pentru bărbat este mult mai ușor. De cele mai multe ori ei au nevoie doar de o spermogramă și o spermocultură. Cele mai periculoase boli cu transmitere sexuală pentru fertilitatea cuplului sunt clamidia și gonorea. La bărbat de multe ori sunt asimptomatice, însă clamidia este cunoscută a fi o cauză de infertilitate masculină. E foarte important să ne protejăm de bolile cu transmitere sexuală, de orice fel de infecții pe care le putem lua de la partener.